Un accident cumplit de circulație s-a produs în această după-amiază pe DN6 în cartierul Gura Văii. Un autoturism s-a făcut bucăți în urma impactului cu un autocamion. Doi tineri au decedat pe loc. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Exact aici sunt și văd urmele. Și exact aici a intrat camin. Impact deosebit de violent între un autocamion și un autoturism în această după-amiază în Drobeta Turnu Severin pe DN6. Doi oameni au murit pe loc după ce mașina în care se aflau a fost făcută bucății în urma coleziunii cu un tir. Totul s-ar fi întâmplat în urma unei depășiri. A intrat în noastră. În noastră cu ce... Ce conduceați? Cu camionul. Camionul? Câte victime erau în autoturism? În care? În BMW sau ce? Două am văzut. Vă simțiți bine? Da. Cât de cât. Deci ei au făcut o depășire? Da, a vrut să depășească un turist și din momentul când a depășit, cred că, nu știu, probabil o fi vrut să tragă brusc dreapta și a venit ceva de genul, a derapat mașina, adică n-a intrat frontal, a intrat cu lateral. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit de urgență la fața locului. Aceștia au acționat pentru extragerea două victime surprinse în autoturism, care din nefericire au fost declarate decedate de către echipajul SAJ. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit în localitatea Gura Văi pe drumul național 6 la un accident rutier produs între un autocamion și un autoturism. Ajuns la fața locului, am constatat în accidentul rutier au fost implicate trei persoane, una conștientă, două încarcerate. Am lucrat pentru descarcerarea celor două persoane, din păcate au fost declarate decedate de către Serviciul Județean de Ambulanță. Un bărbat în vârstă de 26 ani și o femeie în vârstă de 20 ani fiind decedați, leziunile fiind incompatibile cu viața. Cea de-a treia victimă, un bărbat în jur de 30 de ani, cu atac de panică, conștient cooperant, refuză transportul la spital. Cei doi tineri locuiau în Orșova, aceștia au fost găsiți încarcerați, însă din nefericire nu au mai putut fi salvați, impactul fiind foarte violent. Pe DN6, în afara localității Gura Văi, a avut loc un accident de circulație în care a fost implicat un autotur și o autoutilitară. În urma accidentului rutier, două persoane au decedat și cele de-a treia a fost acordate îngrijiri medicale. Însă aceasta este în afara oricărui pericol. Din primele verificări, conducătorul unui autoturism a depășit neregulamentar și a intrat în coliziune cu autoutilitarea. În cauza se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate modalitatea producerii accidentului rutier, precum și împrejurările. În accident au fost implicate trei persoane, șoferul autocamionului scăpând ca prin minune cu viață.